Bună ziua, vom vorbi astăzi despre temeiul juridic al expresiei de îndată. Iată despre ce este vorba. Potrivit articolului 27 din legea 319 pe 2006, apare obligația de comunicare a evenimentelor de îndată către organele legale. Ce înseamnă această transmitere a unui anunț de îndată atâta timp cât legea nu definește în minute, ore sau zile limită în care trebuie transmisă informația privind anunțul unui incident? Specialiștii portalului codulmuncii.ro ne spun următoarele. Potrivit articolului 237 din Codul de Procedură Civilă, administrarea dovezii va putea fi făcută de îndată sau la termenul ce se va soroci. Iată cum sună articolul 238. Încheierea instanței este executorie și poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile de la pronunțare dacă s-a dat cu citarea părților și de la comunicare dacă s-a dat fără citarea lor. Potrivit articolului 137, indice 1 din Codul de Procedură Penală, persoanei reținute sau arestate îi se aduc de îndată la cunoștință motivele reținerii sau ale arestării. Învinuirea se aduce la cunoștință celui arestat în cel mai scurt termen în prezența unui avocat. Când se dispune arestarea preventivă a învinuitului sau inculpatului, procurorul sau instanța de judecată încunoștințează despre aceasta în termen de 24 de ore un membru al familiei acestuia ori altă persoană pe care o desemnează învinuitul sau inculpatul, consemnându-se într-un proces verbal. Potrivit jurisprudenței CEDO, cu privire la noțiunea de îndată, avem următoarele. În cazul Bogdan și alții, contra Marii Britanii din anul 1988, de îndată este definit ca un standard de 4 zile maxim, excepții de exemplu fiind lupta antiteroristă sau dacă o asemenea deținere este însoțită de alte garanții efective. Într-un alt caz, din anul 1999, nava care transportă stupefiante, comandantul arestat însă, nava se află în Oceanul Atlantic la 16 zile de cel mai apropiat port, 5.500 de kilometri, există încălcare a articolului 5, paragraful 3. De asemenea, într-un alt caz, Pantea contra României, detenție provizorie din ordonanța procurorului, reclamantul ajungând în fața unei judecători după 4 luni de detenție. În momentul de față, România face parte din cele 12 state ale Consiliului Europei, în care intervalul de timp ce separă privarea inițială de libertate a unei persoane și plasarea ei în detenție provizorie este de 24 de ore. De asemenea, un alt caz care definește termenul sau expresia de îndată este următorul, și anume excepțiile de la standardul Brogan. Despre ce este vorba? Într-un caz Canjov contra Bulgariei din 2008, huliganism și insultă, reținerea de 3 zile și 23 de ore face parte din infracțiuni minore și nu a fost săfârșită cu violență, reprezintă o încălcare a articolului 5. Într-un alt caz din Turcia, în anul 2009, minorii, la data săvârșirii faptei, deținuți 3 zile și 9 ore, este o încălcare a articolului 5. Prin urmare, termenul de îndată trebuie să fie un termen rezonabil, judecat individual pe fiecare caz în parte, în funcție de condițiile și modul de transmitere.